Foaie verde, foi de cimbru, măi române mai. Foaie verde, foi de cimbru, măi române, să fii mândru, măi române, românaș. Poate-ți bucuria-n sân, măi române mai. Poartă-ți bucuria-n sân, fii mândru că ești român, măi, române, românaș. Măi, române, cât trăiești, măi, române, mai. Măi, române, cât trăiești, pământul să ți-l cinstești, măi, române, românaș. Că stau risipii sub lie, măi, române, măi. Că stau risipii sub lie, toți străbunii în vecie, măi, române, românaș. C-au luptat prin foc și pară, măi, române, măi. C-au luptat prin foc și pară, să avem azi frumoasă țară, măi, române, românaș. Măi, române, măi, române, ce-ai fost ieri să fii și mâine, măi, române, românaș. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Bună ziua, dragi prieteni, sunt Marlena Reghinaru, vicepreședinte a Știori Internațional, vicepreședinte Liga Scriitorilor filiala Brașov, coordonatoarea antologiei Iubirea ca o poezie și astăzi am marea bucurie de a avea alături de mine pe cea care a contribuit alături de mine, umăr la umăr, cum s-ar spune, la crearea a două evenimente minunate, la lansarea antologiei Iubirea ca o poezie. Dar să o luăm cu începutul. Bine ai venit la Buzău, Florentina! Bine v-am găsit, mulțumesc pentru invitație! Dacă te-aș întreba pentru a câta oară ești la Buzău, nu cred că ai ști să răspunzi. Nu, în mod sigur nu, pentru că am venit de foarte multe ori și de fiecare dată cu drag. Și sper să mai vin, pentru că eu nu le număr. Eu păstrez ceea, în suflet ceea ce fac și Buzăul are așa o părticică în sufletul meu. Așa cum și în sufletul meu are Brașovul. Păi Florentina este brașoveancă, venită de la Brașov. Deci, după cum vedeți, buzoienii iubesc Brașovul și brașovenii iubesc Buzăul. Dar o altă întrebare. În studio a Știori pentru prima dată, Florentina? Da, pentru prima dată. Am emoții. Îi mulțumim domnului Ioan Nicolae Mușat pentru invitație și pentru munca pe care o face pentru noi. Îi mulțumim pentru invitație de fiecare dată. O altă întrebare. De multe ori am vrut să te întreb dacă prima ta venire la Buzău, eu te-am cunoscut pe tine în 2018, atunci când nu știam cine va cânta la eveniment și tu te-ai oferit, făceai parte din antologia Iubirea ca o poezie, din prima ediție a antologiei Iubirea ca o poezie, care nu a fost concurs, da. Și tu ai spus că vrei să cânți. Atunci erai pentru prima dată la Buzău? De multe ori am vrut să spun această întrebare. Nu. Nu? Nu. Fata mea, făcând dans sportiv de performanță, a avut ceva concursuri și soarta ne-a adus la Buzău și n-a fost pentru prima dată. Nu. În calitate, asta am înțeles, în vizită sau altfel, dar în calitate de a cânta la un eveniment, în calitate de poet dintr-o antologie, atunci ai venit. Da. Deci atunci a fost că prins acea dragoste de Buzău. Da. Ai făcut parte, astăzi vom vorbi foarte mult despre antologia Iubirea ca o poezie, urmând cam în cealaltă parte a interviului să vorbim despre activitățile tale. Ai făcut parte din toate edițiile antologiei, de la primul număr din toate edițiile. Din păcate, nu avem prima ediție, aceea care nu a fost concurs, și atunci am descoperit în tine nu numai o poetă de excepție, ci și un om cu o voce extraordinară. Efectiv, mai cucerit atunci prin ceea ce ai cântat, iar la ediția din 2019, a doua ediție, am hotărât să fie concurs, iar tu ai moderat acel eveniment la Hotel Sport B90, aici la Buzău, și ai fost și una dintre laureații cu un premiu frumos, un premiu special al juriului, premiul Arhiva Literară, pare mi se. Da. Dacă vrei să spui ce ai trăit, ce ai simțit, cum te-ai simțit în calitate de moderator al acestui eveniment?
Uf, întrebări așa din vremuri de mult apuse. Da, m-am simțit bine, nu foarte bine, pentru că în acele momente trec prin tine tot felul de sentimente, de emoții, de griji, de gânduri, pentru că vrei să fie bine, vrei să-ți iasă și ca de obicei nu-ți iese, pentru că nimic nu iese așa standard. Dar momentul ăla, mie îmi place să trăiesc clipa și să dau din sufletul meu tot ce am mai bun. Dacă iese, atunci sunt foarte mulțumită. Dacă nu, încerc altă dată, cu aceleași gânduri, cu aceleași sentimente, cu aceleași idei. Mi-am adunat din acel eveniment tot ceea ce a fost mai frumos, tot ceea ce a fost mai plăcut sufletului meu, pentru că fiecare eveniment are și porțile lui bune și porțile lui rele, pentru că așa este peste tot. Dar este un eveniment foarte drag sufletului meu și iubirea ca o poezie mă cheamă de fiecare dată, indiferent de ediție, la cât mai multe îți doresc să faci. Doamne ajută. Pentru că am început cu dreptul, spun eu, și Buzăul și iubirea ca o poezie sunt mână-mână. Dovadă că acel eveniment din 2019 a avut un ecou foarte mare în sufletul tuturor este și faptul că anul acesta tu, deci nu numai că eu te-am vrut, te-au vrut foarte mulți din oamenii prezenți în sală, au vrut ca tu să moderezi și au dorit. Dar până ajunge, pentru că tu între timp ai devenit președinta Știori filiala Brașov și atunci nici nu făceai parte din Știori, adică lucrurile au evoluat în timp. Dar ducându-ne așa în trecut, atunci ai luat ținut un premiu special și nu întâmplător cu niște poezii foarte frumoase pe care te invit să le citești. Da. Iubirea ca o poezie. Poezia se numește Geneză. Vreau să mă transform în soare, prin raze să-ți vorbesc, ori să mă preschimb în lună, noaptea să te învelesc. Vreau să reajung o stea, tu să redevii luceafăr, să-ți șoptesc iubirea mea, ascunzându-ne prin nuferi. Și de-am fi nufer pe lacul, desmierdat de cerul albastru, un poet în vers măiestru, ne-ar așterne pe hârtie prefăcuți în poezie. Să fim două puncte negre cu miros de iasomie. Să ne gâdile penița cu o vrajă amețitoare, ca să devenim apoi, tu poet, eu visătoare. Iar dacă va trece noaptea peste gândurile noastre, metamorfozați în vise, ne vom tăinui în case. Pierduți în îmbrățișarea focului arzând în vatră, ne vom preschimba pe dată, tu un băiat, iar eu un fată. Și cuprinși de armonia jocului amețitor, ne vom transforma cu timpul în iubire și în dor. Foarte frumoase, felicitări! Mulțumesc! Felicitări! A urmat o perioadă de pandemie care ne-a făcut să nu ne mai întâlnim. S-a făcut o altă ediție a concursului, dar nu a avut același ecou, a trebuit așa cu săli obținute mai pe ascuns, cum erau vremurile atunci. Dar mi-amintesc că atunci, în 2019, pentru că nu pot să nu mă întorc, un domn minunat, numit domnul Manea Agheană, cantautor, buzoian de la Râmnicu Sărat, ți-a făcut o mare surpriză cântând pe versurile tale, compunând pe versurile tale o poezie foarte frumoasă, nu știu dacă ai acea poezie la tine. Poezia nu o am, dar am înregistrarea, dacă... Dacă, da, te rog, dacă vrei, pentru că vreau să facem trecerea către evenimentul de anul acesta. Separată, tot lumea se mi-a dat.
frumoasă, cu niște versuri foarte frumoase. Din păcate, domnul Mane Aghiană a plecat dintre noi, cum și alți prieteni dragi nouă au plecat și cer iertare, dar nu pot să nu mă gândesc la ei, pentru că anul acesta fiecare premiu special a purtat numele unuia dintre ei, Ionela Rădoaie, Valer Popean, Manca Maria David, Dumitru Canegoiță, oameni pe care i-am cunoscut, am două oameni care ne-au fost dragi, oameni care am petrecut clipe minunate împreună. De aceea, fiecare premiu special de anul acesta a purtat numele uneia dintre ei. Iar tu, pentru muzicalitatea versurilor, ai obținut premiu special Mane Aghiană. Eu cred că fiecare premiu special a ajuns acolo unde și-a dorit autorul, cel care a purtat numele, să ajungă. Acesta e premiu și aș dori să ne spui așa câteva cuvinte. Cum te-ai simțit obținând acest premiu? Ce ai simțit în momentele acelea? A fost foarte emoționant momentul, pentru că am fost dăruit de soția dumnealui și eu am încercat la lângul meu să-i ofer această melodie înregistrată în 2019. Chiar am plâns. Pentru că... Toți am plâns, mă toți spus. Am plâns pentru că emoția creează emoție. Și eu am fost foarte fericită primind acest premiu. Nu am avut așa relații, adică să fi cunoscut mai dinainte sau... L-am cunoscut atunci în 2019 și mi-a dăruit această melodie și mie mi-a rămas în suflet. M-a durut enorm când am aflat că nu mai există, dar a rămas această melodie și faptul că eu am luat acest premiu a însemnat foarte mult pentru mine. Este un premiu la care țin enorm, pentru că are o mare valoare sentimentală și da? Că muzica este în suflet și cum e muzica sufletului meu, da? Și cine să ia premiu pentru muzicalitate, dacă nu Florentina Danu. Îmi place. Bine, jurizarea a fost secretă. Păi în secretă, dar a primit acest premiu, a vrut, da, da. Sunt convinsă că fiecare, așa cum premiul special Dumitru Negoiță a ajuns exact prin mediile obținute la o buzoiancă, deci cred că domnul Negoiță și-a dorit ca acel premiu să rămână la Buzău, așa și domnul Aghiană, sunt convinsă că și-a dorit ca acest premiu să ajungă la tine, Florentina. Păi aici am vrut să ajung, da, cineva da, acolo sus. Da. Le-a aranjat. Cineva de sus, nu cineva de jos. Dar premiul l-ai luat pentru poezie, așa că te voi ruga să citești poeziile, da. Poeziile de iubire cu care ai participat. Nu pe cea patriotică, pe cea de iubire. Pentru că iubirea mă reprezintă. Da. Bele poezii. De-aș fi un înger. Mi s-a spus deseori, în sufletul tău e multă lumină. Dacă ai avea aripi, categoric ai fi un înger coborât pe pământ. Oare? De-aș fi un înger, aș face să dispară toată răutatea pământului.
aș exila tristețea pentru vecie, cu mii de lanțuri, ca să nu mai frângă suflete după suflete. De-aș fi un înger, aș înzestra tot pământul cu iubire și aș împodobi grădinile cu buchete de zâmbete. De-aș fi un înger, m-ar durea fiecare pas, iar tălpile mi-ar lua foc de la atâta ură. Pentru că lumea e oarbă, e tristă, e nechipzuită și se îndreaptă tăcută spre o cale fără întoarcere. Credința în îngeri e din ce în ce mai firavă, cu fiecare gând mai cade câte o aripă. De-aș fi un înger, oare cât aș rezista într-o lume în care aripile cad una după alta, iar îngerii devin doar niște trecători prin viață cu ochii triști și rând deschise. Poezia ta are muzicalitate chiar și atunci când este scrisă în versul alb, dar ai și o poezie în vers clasic foarte frumoasă, pe care te rog să o citești. Da. Tablou autumnal. Cad frunze uscate peste sufletul meu, pe alea pustie mă mișc tot mai greu. Puterea mă lasă și ochii-mi sunt goi, mă-mi drept către casa în care visam amândoi. Trecând prin grădina ce acum pare moartă, castanul bătrân mă privește din poartă și frunzele-i cad tot mai des și mai mult, în covorul de frunze pașii mei se ascund. Mi-acoperă urma și mereu mă aține, nu pot să mai fug, să alerg către tine, nu mai pot să mă mișc, de departe privesc, ochii azi îmi sunt triși, dar eu tot te iubesc. Cad frunzele toamnei peste noi amândoi și simțim cum scade puterea din noi. Cad frunze uscate din castanul bătrân, mă îndrept către iarnă, cât aș vrea să rămân. E ceea ce simțim toți. Felicitări, Florentina, foarte frumos. Iar aici ai diplomele pe care le-ai obținut în urma acestui concurs. Deci aceasta, trebuie să o prezentăm camerei, este premiul special Manea Gheană pentru muzicalitatea versurilor și ați văzut ce muzicalitate au versurile Florentinei. Apoi, atunci Florentina, bineînțeles că nu numai a prezentat, ne-a și cântat, pentru că nu avem cum să o lăsăm să nu cânte la vocea pe care o are, așa că i-am oferit o diplomă pentru momente muzicale deosebite susținute în desfășurarea evenimentului Festivalului Poetic Iubirea ca o poezie și, bineînțeles, pentru tot ceea ce ne-a oferit prezentând evenimentul din 4 iunie din Zi Mare de Rusalii, i-am acordat Florentinei, împreună cu doamna Viorica Popescu Cojocaru, președinte al Ligii Scriitorilor Filiala Brașov, doamnei Florentina Danu pentru spontaneitate, farmec, umor, popularitate și moderarea impecabilă a Festivalului Internațional Iubirea ca o Poezie 2023. Iar domnul Mușat nu s-a lăsat mai prejos, oferindu-i o diplomă de diamant din partea Asociației Ascior. O felicităm pentru toate aceste diplome pe care le-a obținut cu multă muncă, pentru că în spatele a ceea ce vedem noi, umor, spontaneitate, cântat, sunt ore întregi de muncă, altfel nu se poate face performanță, dar pentru că Iubirea ca o Poezie nu conține numai poezii de iubire, ci are și un segment de poezie patriotică, iar anul acesta Florentina a deschis foarte frumos festivitatea de premiere a acestei părți la poezie patriotică, cu un cântec care mie îmi place foarte mult, Măi Române Românaș, aș ruga-o să ne cânte acest cântec. Să ne cânte acest cântec, pentru că uitați ce româncuță frumoasă avem aici și ar fi păcat. Mult succes! Mulțumesc! Foaie verde, foi de cimbru, Măi Române Măi, foaie verde, foi de cimbru, Măi Române, să fii mândru, Măi Române, Românaș. Poartă-ți bucuria-n sân, Măi Române, Măi, poartă-ți bucuria-n sân, fii mândru că ești român, Măi Române, Românaș. Măi Române, cât trăiești, Măi Române, Măi, Măi Române, cât trăiești, pământul să ți-l cinstești, Măi Române, Românaș.
Că stau risipii sublie, măi, române, măi, că stau risipii sublie, toți străbunii în vecie, măi, române, românaș. C-au luptat prin foc și pară, măi, române, măi, c-au luptat prin foc și pară, să avem azi frumoasă țară, măi, române, românaș. Măi, române, măi, române, ce-ai fost ieri să fii și mâine, măi, române, românaș. Foarte frumos, felicitări, după cum vedeți, Florentina nu face playback niciodată, ea cântă live întotdeauna. Aș vrea să te mai întreb, Florentina, dacă ar fi să compari cele două evenimente, au trecut niște ani, din 2019 și din 2023, cum ți s-a părut unul comparativ cu celălalt? Ți se pare că am evoluat un pic? Că... Da. Da? Da. Există o evoluție și, deși să numesc iubirea ca o poezie, fiecare a fost diferit în felul său. Pentru că fiecare a avut momentele lui frumoase de suflet, dar mie, în special cel de anul acesta, mi-a părut mult peste cel din 2019. Pentru că ne-am maturizat, ne-am mai acomodat unii cu alții, ne înțelegem din priviri, știm ce să căutăm, unde să căutăm și făcând o echipă și cunoscându-ne, deci au trecut niște ani, am făcut ceva mai și sper să fie din ce în ce mai bine și mai frumos. Și totul se face cu oameni, pentru oameni. Dacă avem oameni... Și totuși nu pot, iartă-mă, să nu spun că am avut un mare absent fizic anul acesta, dar numele concursului l-am dat în amintirea lui. A fost un prieten, a fost și este în sufletul nostru drag nou, Ionela Rădoaie, cel care a, și nu pot să nu-mi amintesc, eu cu Florentina avem foarte multe amintiri, foarte multe momente petrecute împreună și la București, și la Sinaia, și la Slănim Moldova și nu mai știu pe unde. Și de fiecare dată mi-aduc aminte cum tu dansai cu Ionel, dansați amândoi, mai și cântați împreună. Și acest interviu nu pot, îmi cer iertare, el avea o melodie preferată, nu exista să nu te roage să-i o cânți și este și melodia mea preferată. Ne place foarte mult, voi ați dansat-o de multe ori, chiar și atunci când am făcut comemorarea lui Ionel, ai cântat-o în memoria lui, chiar da. Dansând cu scaunul după care era scris numele lui, de aceea, dar ar naiba dragoste în tine, cum te rog din toată inima să încheiem așa într-o notă optimistă, știind că Ionel lipsește doar fizic de lângă noi, dar cu sufletul sunt convinsă că a fost la B90, cu siguranță a fost acolo lângă noi. Să sperăm că tehnologia ne ajută, că pentru iubirea ca o poezie. Yeah.
Ai venit când nici nu mă gândeam și ai aprins în suflet vârbătoaie. Nu mănânc nici noaptea să nu am, pentru tine dragoste bolaie. Te-ai așezat la inimea și ai făcut ca să mă doară cu miere ca și mie rușine. Dar ar naiba dragoste în tine. Florentina, draga mea, pentru tot ceea ce mi-ai oferit la Iubirea ca o poezie, pentru reușita evenimentelor, pentru tot ceea ce a însemnat Iubirea ca o poezie, pe care cred că și tu o iubești la fel de mult pe cât o iubesc și eu, eu spun un mare, mare mulțumesc. Cu drag. Reușita s-a datorat foarte mult și ție, reușita acestui eveniment, și nu numai eu am spus, foarte mulți au spus lucrul acesta. Îți mulțumesc și știu că niciodată nu mă vei lăsa, întotdeauna vei fi alături de mine, pentru că, așa cum ai spus, iubești Buzău și iubești Iubirea ca o poezie. Da. Și eu mulțumesc foarte mult pentru că mi-ai dăruit Iubirea ca o poezie și m-ai lăsat să fac ce vreau eu cu ea. Pentru că am avut încredere. Da, asta e. Mulțumesc pentru încredere acordată și sper că am dus-o acolo unde trebuie. Și dacă o singură persoană a fost mulțumită, și eu am fost mulțumită. Sunt convinsă că au fost mulțumiți mult mai mulți. Mulțumesc și eu pentru tot și te felicit pentru tot ceea ce ai realizat. Întotdeauna laureată a concursului și făcăm parte din absolut toate edițiile antologiei. Da, chiar dacă le-am făcut la edituri diferite, întotdeauna tu ai fost acolo și, Iubirea ca o poezie. Și cu poezii frumoase. Felicitări și mult succes în continuare! Mulțumesc!